Radio Reporter, emisiunea care informează regiunea. În fiecare luni, de la ora 13, noi creăm contextul pentru ca tu să afli răspunsurile. Radio Reporter, cu Alina Batcu, la Viva FM. Am crescut la țară, într-un sat din județul Vaslui, acolo unde n-am mai fost de ceva vreme și mărturisesc că mi-e dor. Pare imposibil să ne apropiem de satul românesc, de locurile natale, acum, în secolul 21, când suntem cu toții pe fugă, cu multe task-uri de rezolvat la timp, prin haosul din mediul urban. În ediția de astăzi a emisiunii Radio Reporter am vești bune și vă spun că nu e imposibil, iar asta datorită unor tineri care s-au gândit la cei care sunt departe de casă sau care iubesc satul românesc. V-ați gândit cum ar fi dacă printre miile de mail-uri scorțoase s-ar afla și unul care va aduce mai aproape satul românesc în simplitatea lui? Soba, lada de zestre sau sacoșa de rafie, nu mai zic de mirosurile din bucătăria bunicii. 7 tineri s-au gândit la asta și au pus bazele unui newsletter dedicat zonei rurale. Proiectul se numește De la Sat. Eu sunt Alina Batcu, iar dumneavoastră urmăriți sau ascultați o nouă ediție a emisiunii Radio Reporter. Invitații mei de astăzi sunt 3 tineri care culeg povești și le seamănă în primul newsletter lunar dedicat satului românesc. Ionuț Teodorașcu, Florentina Tituleac și Andreea Anton. Cu toții au ceva în comun, o dragoste mare pentru satul românesc. Ionuț, Florentina și Andreea, vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea și vă spun bun venit pentru prima dată la Radio Reporter. Bine v-am găsit! Mulțumim de invitație! Vreau să luăm cu începutul și să ne întoarcem puțin în timp. Aș spune jumătate de an, dar mie că e mai mult de atât. Și să aflăm de unde a pornit ideea acestui proiect și mă uit la tine, Ionuț, pentru că știu că tu ai fost cumva capul răutăților. Da, uite, de la început aș vrea să menționez, nu știu dacă e să fie destul de clar, prin faptul că nu suntem doar noi trei în proiect, mai sunt și alți 3 colegi, Nicoleta, Larisa și Sorina, iar la început a fost pentru 2 luni și Adina. Proiectul, cum a început? Păi, în primul rând a început prin pasiunea mea și dorința de a sta cât mai mult la țară, la sat, fiind plecat la facultate, apoi la master, cumva îmi lipseau toată liniștea de la sat. Și am început să fotografiez foarte mult satul, mai ales în pandemie, prin luna martie anul trecut, martie-aprilie. Primeam feedback constant de la Andreea, pentru că eu postam aproape toate materialele la mine pe Instagram și mereu Andreea venea cu câte o reacție, ceva scris. Și cumva am început să vorbim din ce în ce mai mult despre ideea de sat, până prin septembrie, octombrie, am zis că, uite, mă gândesc să creăm ceva specific pentru sat, să vorbim doar despre sat, nu știu exact ce o să fie, o pagină de Instagram sau ceva mai mult. Apoi am început să mă gândesc și mai mult, să scriu chiar un proiect și pe care l-am trimis în noiembrie. Andreea a fost super entuziasmată de toată povestea asta și am zis că hai să mai aducem și alți oameni în echipă, pentru că na, să nu fim doar noi, să ne chinuim doar noi cum ar veni. Și am contactat și foști colegi de facultate, printre care și Florentina. Iar pe 29 noiembrie am lansat proiectul nostru De la Sat, un newsletter lunar în care fiecare are părticica lui și încercăm să aducem cât mai mult din atmosfera de la sat. Sunt curioasă cum au primit fetele vestea și propunerea aceasta. Spune mai devreme că a fost Andreea foarte entuziasmată. Eu sunt curioasă ce spune ea. Andreea? Da, cred că asta e versiunea lui Ionuț, practic, a poveștii. S-a auzit și partea mea. Da, într-adevăr am fost super încântată de ideea asta, doar că, cum să vă spun, când Ionuț mi-a spus hai să facem asta împreună și am zis, bine, dacă ai câteva idei, poți să-mi scrii și discutăm. Și apoi, cred că o zi sau două, eu nu ți mi-a trimis pe e-mail o mapă de proiect întreagă, cu public țintă, cum ar trebui să arate, rubrici, deci o chestie foarte complexă și recunosc că eu m-am panicat puțin atunci și am zis, o, Doamne, la ce am zis dacă, nu știu exact, părea așa un proiect la care trebuie să depun extrem de multă muncă și nu știam exact
cum o să pot să-mi împart jobul de aici? Eu sunt plecată, eu locuiesc acum în Edinburgh, în Scoția, deci nu sunt în țară, nu vedeam exact cum o să pot să mă lipesc de un proiect care vorbește despre satul românesc, eu fiind în afara, acum în afara statului românesc și în afara țării. Da, dar am fost într-adevăr super încântată de ideea lui Ionuț și apoi el mi-a explicat așa cum ar vrea el să arate proiectul, cum e de fapt mai mult despre cum am trăit noi la sat, cum l-am simțit noi când în copilărie, pentru că noi toți membrii echipei suntem copii ai satului, am crescut la sat, la bunici, părinții noștri, cei mai mulți dintre noi locuiesc la sat, colega noastră Larisa încă locuiește la sat, deci da. Florin? Florentina, pentru tine cum a fost propunerea aceasta? Ți imaginai că o să lucrezi la un astfel de proiect? O, nu categoric, dar mi-a dat Andreea așa un spoiler că vezi că eu nu ți-o să scrii despre proiectul ăsta și acum mi-aduc aminte că aveam așa emoții și nu știam dacă să accept, dacă să n-accept, nu știam ce presupune. Eu sunt cadru didactic, sunt în al treilea an de activitate, sunt învățătoare. Și cumva mi-a surâs ideea pe care o aruncaseră Ionuț și cu Andreea și cu ceilalți care se mai sfătuiseră până la momentul respectiv. Eu mă ocup de rubrica jurnal de școală și cumva m-a entuziasmat foarte mult că aș putea să aduc poveștile ale oamenilor din sistem, din sistemul de învățământ, care fac lucruri minunate la clasă și care nu fac învățarea vizibilă, cum îmi place mie să spun, și atunci am spus că este momentul oportun să accept provocarea lui Ionuț. Când v-ați dat seama că dragostea voastră e atât de mare pentru satul românesc, în momentul în care trăiați amintirile pe care vi le încercați să le retrăiți și acum prin acest proiect, sau după ce v-ați îndepărtat de satul românesc? Știți că de multe ori se spune că ne dăm seama ce iubim cel mai mult sau ce ne place cel mai mult abia atunci când nu mai avem. La voi cum a fost? La mine pot să încep eu. Eu am crescut până 14 ani la sat, după care m-am mutat pentru a-mi continua studiile. Și am visat dintotdeauna să mă întorc să locuiesc la sat. Încă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Locuiesc în Săcele momentan, care este un municipiu lipit de municipiul Brașov, dar sunt foarte multe case, nu este un oraș clasic cu foarte multe blocuri, avem și o pădure aproape, ceea ce mă entuziasmează foarte mult. Mi-am făcut chiar și o mini grădină pe balcon, unde am ceapă, usturoi, busuioc, mentă și așa mai departe. Și aștept momentul din viața mea când va fi cel mai potrivit să mă mut din nou aproape de natură, cum îmi place mie să descriu o casă la țară. Până atunci te țin aproape de satul românesc, de natură, rubricile scrise de colegii tăi din proiect, înțeleg. Andreea, da, cum a fost? Când a apărut nostalgia aceasta? Acum este într-adevăr o nostalgie și o dorință foarte mare de a mă întoarce la sat. De fapt, eu știu că asta o să se întâmple mai devreme sau mai târziu. Eu visez să locuiesc la casă, la sat, eventual într-un sat cu adevărat, care poate fi cu adevărat numit sat, adică în ideea de comunitate, nu neapărat un sat foarte apropiat de un oraș mai mare, care știm și noi că devine la un moment dat un sat mai urbanizat. Îmi doresc să trăiesc într-un sat mai tradițional, așa cum am copilărit eu la bunica mea. Eu am crescut la bunica din partea tatălui până la 5 ani. Apoi m-am mutat înapoi cu ai mei, dar am copilărit tot la sat. Deci eu îmi doresc ca și copiii mei să se joace în praf pe stradă, să joace pac-pac, ascuns, să se uite la stele noaptea, încă am visul acesta. Dar am iubit tot timpul satul, nu e doar o nostalgie. Cred că eram conștientă și când eram mică că îmi place foarte mult. Iubeam să petrec verile la bunica. Pentru că cumva, chiar dacă eu cu părinții locuiam la casă și la sat, dar eu învățam la oraș și trăiam mai mult în oraș, plus că și satul din care vin e mai aproape de oraș. Dar eu îmi doresc sat tradițional, dacă e putință. Acum sperăm să nu rămână doar un vis, să se și întâmple așa.
Ionut, la tine cum s-a întâmplat? Eu trebuie să recunosc că pe tine te-am văzut mereu destul de aproape de satul românesc și asta prin prisma fotografiilor pe care le încărcai mereu pe Facebook sau pe Instagram. Da, uite, eu, spre exemplu, mi-aduc aminte când trebuia să plec la liceu și abia așteptam momentul să părăsesc satul și să plec și eu la oraș, să, nu știu, să mă bucur de tot ce mi oferă orașul. Deci atunci a fost cumva momentul ăsta în care voiam să mă îndepărtez de sat, nu mai voiam sat, dar cu anii mi-am dat seama că de fapt acolo vreau să revin. Cred că momentul a apărut cumva spre final de facultate, anul 2 sau chiar la început de facultate, când deja eram plecat din sat. Deci clar așa este, când nu mai ești acolo îți dai seama cât de frumos și cât de ce multă liniște aveai și îți dorești să te întorci înapoi. Apoi când am fost în Londra la master, îți dai seama, acolo am stat foarte departe de tot ce înseamnă zonă rurală, pe care o mai vedeam doar pe Instagram sau pe, nu știu, fotografiile pe care le vedeam la alții, spre exemplu. Și atunci când am revenit, a fost un proces așa galopant, să pot să reiau tot, să văd tot ce am pierdut și de asta și acum încerc să călătoresc cât mai multe sate din România și să redau poveștile de acolo. Am ajuns și la subiectul cheie al acestei emisiuni, la proiectul de la sat și aș vrea să-mi prezentați un pic cum ați gândit voi proiectul și cum s-a desfășurat până în momentul de față. Știu că au trecut 6 luni și ați trimis 5 newslettere, dacă zic bine, până acum. Cum trimiteți aceste newslettere? Mă gândesc că pe mail și vreau să-mi spuneți cine are acces la aceste ediții de newslettere și ce conține, practic, un newsletter de la sat. De partea tehnică m-am ocupat eu de la început, fiindcă necesită și mult mai mult timp. Mi-aduc aminte, spre exemplu, la început, în primele 2 luni, în momentul în care să trimitem newsletter-ul, stăteam undeva la 1 săptămână jumate, 2 săptămâni, doar pe treaba asta, pentru că noi voiam și vrem continuare, că la nivel vizual să arate foarte bine. Nu bine, foarte bine. Adică vrem să, nu știu, să se îmbine foarte bine textul cu imaginea și culorile, să atragă prin toată treaba asta. Și atunci e nevoie să stai foarte mult timp. Și am pornit cu partea tehnică de atunci. Încă mă ocup de partea asta tehnică din spate, dar facem lucrurile împreună. Adică eu dau spre testare să vadă toată echipa cum consideră că este mai bine, primesc feedback. Cumva tot ce facem e strict bazat pe echipă. Dacă ne referim la conținut, ce putem să le spunem celor care ne urmăresc și care încă nu s-au abonat la newsletterul vostru? Ce subiecte l-ar putea bate la poarta mailului, așa cum vă place vouă să spuneți? La conținut este foarte divers, încă ne căutăm cumva calea, am găsit-o, zic eu, de 2 luni, pentru că suntem constanți în ceea ce privește numărul de rubrici. E fiind un proiect la început și învățăm și pe parcurs, mai schimbăm din când în când, mai scoatem o rubrică, mai punem alta nouă. Acum avem 9 rubrici. Și când mă refer la rubrici, mă refer că fiecare părticică tratează cumva un subiect diferit. Spre exemplu, eu mă ocup de satul în obiectiv, acolo unde avem un fotoreportaj. Fotografiile sunt îmbinate cu textul și vorbesc despre meșteșugar, despre satele pe care le vizitez constant. Apoi celelalte rubrici, am o rubrică nouă care se numește De la cititor, pe care o coordonez cumva tot eu, fiindcă fiecare dintre noi are un număr de rubrici la care este el editor și de care se descurcă și încearcă să găsească un subiect cât mai potrivit. Și e rubrica La masă, sunt cumva în administrarea mea. Iar celelalte rubrici, turismul de pe uliță, de care se ocupă Nicoleta, Lada cu amintiri, de care se ocupă Larisa, iar Sorina vine în completarea noastră și ne ajută cu ilustrațiile. Iar celelalte rubrici o să le las pe fete să cumva să le dezvolte și să spună mai multe despre ele. O să vorbim imediat și despre celelalte rubrici, că sunt tare curioasă și mai ales despre experiența fetelor de până acum din cadrul proiectului, dar imediat după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Asculți Radio Reporter. Interviuri pentru o regiune mai informată.
Ne-am întors la Radio Reporter, ediția de astăzi, și vă spun de pe acum că dacă închideți puțin ochii și doar îi ascultați pe acești trei tineri care lucrează la un proiect despre satul românesc, s-ar putea să vă întoarceți și voi acasă unde ați copilărit sau în casa bunicilor unde ați petrecut vacanțele de vară. Discutam înainte de pauză despre rubricile de care se ocupă fiecare și despre experiența pe care ați avut-o până acum. Ionuț ne-a dat așa câteva detalii despre ce face el în cadrul proiectului și spun câteva pentru că sunt sigură că face mai mult de atât. Sunt curioasă, Andreea, tu de ce fel de rubrici te ocupi și cum au fost astea 6 luni? Da, eu am început în primul număr al newsletterului, eu am fost coordonatorul rubricii Plecat din sat, pentru că, așa cum am mai spus, eu sunt și acum plecată din sat. Ne-a fost puțin greu să ne decidem cum ar trebui să arate rubrica Plecat din sat. Era clar că trebuia să spunem poveștile celor care au locuit la sat și acum nu doar că au părăsit satul, dar au părăsit și țara. Însă am zis că poate ar fi mai bine ca noi să încurajăm oamenii să-și spună poveștile spunându-ne poveștile noastre întâi. Și ne-am dat seama că ar trebui să facem o ședință. Am realizat că toți dintre noi am fost afectați de fenomenul migrației într-un fel sau altul. Toți avem părinți, frați, bunici care sunt acum în străinătate și nu doar în Europa, și în America și în alte părți. Și așa că am început seria asta pe care o avem acum, în care spunem poveștile celor apropiați nouă și apoi dorim cumva să continuăm cu cei care și-ar dori să vină pe la noi în newsletter să-și spună și ei povestea, pentru că vrem să vorbim mai mult despre greutățile pe care le întâmpină ei în alte țări și să-i întrebăm cum ar fi post dacă ar fi stat acasă, cum cred ei că ar fi fost viața lor dacă alegeau să nu plece din sat. Apoi, pe măsură ce newsletter-ul nostru s-a dezvoltat, am devenit și coordonatoarea rubricii Odaia cu oaspeți. Pe Odaia cu oaspeți noi invităm pe cineva din exterior, un om care ne este drag, pe care îl alegem în funcție de felul în care scrie, de aprecierea pe care o avem față de el și, evident, știți că, cum altfel, cerința principală este să fi fost și el un copil al satului și îl punem să ne povestească cum a trăit el satul românesc. Și cea de-a treia rubrică pe care o coordonez este Tezaurul Folcloric. Cred că nu este cazul să mai explic ce facem aici. Evident, ascultăm muzică de la Tezaur Folcloric. Florentina, pentru tine, cum au fost aceste 6 luni și, în prezent, de ce fel de rubrici te ocupi în cadrul proiectului de la sat? Categoric au fost foarte provocatoare și au fost foarte multe discuții constructive în care am restructurat rubricile și am încercat să ne dăm seama de ce anume vrem să transmitem și de ce anume ar vrea cititorii noștri. În prezent mă ocup și m-am ocupat dintotdeauna, de fapt, de o singură rubrică care se numește Jurnal de școală, unde momentan scriu despre copii care sunt în risc de abandon școlar, dar nu abandonează școala, datorită unor cadre didactice care țin cu tot din adinsul ca ei să continue, să meargă la școală. Până acum am scris despre cadre didactice din Brașov, am scris despre cadre didactice din Tulcea. Revin un pic la tine, Andreea, pentru că am aruncat un pe pagina ta de Facebook, așa cum mai fac de obicei, și am văzut că ai făcut o postare. De fapt, ne referim la ultima ta postare despre de la sat și acolo ai scris că acest ultim număr al newsletter-ului este duios. De ce este duios? Cred că cumva am simțit asta din două motive. Un motiv de practic care ține de perioada care se apropie și pentru că noi am trimis newsletter-ul pe 25 aprilie, sper că zic bine, deci cu o săptămână înainte de Paște și cumva cred că newsletter-ul nostru surprinde foarte, foarte, foarte bine esența Paștelui la sat. Vorbim despre tradițiile pascale pe care
le făceam noi cu bunicii când eram mici, cum făceam ouăle roșii în ciorap, cu, știți, cu bucăți de trifoi ca să facem modele, cum mergeam la biserică, la denie, dar de fapt mergeam și ne alergam cu copiii pe drum. Da, să prindem, cred că, foarte bine esența asta a Paștelui de la stat și pe mine cel puțin, și știu că nu o să sune modest deloc, dar pentru mine, mie mi s-au părut absolut extraordinare textele de luna aceasta, mi-au plăcut toate enorm de mult și mie, personal, mi-au trezit dorul de casă și am fost extrem de multă când a ieșit așa ceva și ăsta este, de fapt, al doilea motiv, că cumva cred că am simțit că după 6 luni în care, așa cum spunea Ionuț, noi am tot testat, am schimbat, am scos rubrici, am testat să vedem ce putem face mai bine, pentru că atunci când pornești un proiect de la zero, tu ai o idee la început, dar apoi îți dai seama că, hei, uite, ai putea să faci mai bine aici, sau poate că ar arăta mai bine într-o altă formă. Cred că în sfârșit am simțit că luna asta am atins forma pe care am căutat-o noi în tot timpul acesta și, da, sunt extrem de mândră și bucuroasă când a ieșit așa și de asta cred că e duios și prin forma lui, pentru că are niște texte superbe, textul de la cititor, de exemplu. Noi încurajăm pe cei care vor să scrie, să ne scrie poveștile lor cu bunicii de la țară. Avem un text la un cititor care ne-a scris așa, de nicăieri, superb. Da, despre asta e vorba. Am fost extrem de bucuroasă că am putut să aducem newsletter-ul ăsta așa. Sunt curioasă ce feedback ați primit până acum, care au fost reacția poate celor apropiați vouă, pentru că mă gândesc că abonații au fost cu totul încântați de ceea ce au primit la poarta mail-ului. Florența, tu ce fel de feedback ai primit în legătură cu proiectul? Toate feedback-urile pe care le-am primit la cei apropiați au fost foarte încurajatoare. Mulți nu s-au așteptat ca să scoatem cumva cam de nicăieri acest newsletter, în ideea în care nu promovam neapărat pe conturile noastre de socializare, pe rețelele de socializare, ideea aceasta de la sat, chiar dacă noi eram apropiați. În schimb, au primit newsletter-ul cu brațele deschise, le-au plăcut poveștile pe care le-am citit și, dacă îmi permiteți să extind un pic la nivelul întregului colectiv al redacției noastre, care a fost, de fapt, redacția noastră a fost pe WhatsApp în toată această perioadă. Toate feedback-urile au fost foarte constructive și oamenii au fost încântați că aducem povești de la sat, că le reamintim de copilării, de o parte din ei, despre care nu multă lume mai scrie acum. Mulțumesc! Dacă îmi permit să adaug ceva legat de feedback, o chestie foarte faină care se întâmplă după ce trimitem un newsletter este că primim mesaje de la cititori imediat după ce trimitem. Și chiar la ultimul număr, ieri duminică, am primit un mesaj de la o cititoare din Germania, care spunea, o să citesc acum, îmi spunea așa: Dragă Ionuț & Co, se referă la echipă, ați format un newsletter fantastic de bun, îl citesc cu foarte multă bucurie. Felicitări pentru acest proiect util și pitoresc și util la suflet. Mi s-a părut fantastic cum a rezumat ceea ce vrem noi să facem. Și e clar că munca voastră din spatele acestui proiect nu e degeaba, e pentru acele zâmbete și acele nostalgii pe care le treziți în sufletele cititorilor proiectului de la sat. Și pentru că am ajuns să discutăm despre muncă, dacă tot am pomenit muncă, eu sunt așa tare curioasă să aflu cum vă descurcați voi, pentru că practic acest proiect este făcut din voluntariat, din dragoste pentru satul românesc. Și voi, cu siguranță, de fapt știu sigur că vă mai ocupați și de alte proiecte. Lucrați, sunteți implicați în alte proiecte. Ionuț e plecat mereu, e prin alte locuri. Dacă vă uitați la el pe pagina de Instagram sau de Facebook, astăzi îl vedeți undeva, mâine îl vedeți în altă parte. Și atunci cum faceți? Cum aveți timp? Dacă vrei, pot rezuma eu asta prin a-ți povesti cum a fost la ultima ședință înainte de a-și numite numărul de ieri. Ionuț și Nico erau la un hotel undeva... Prahova. Da, exact. Într-un loc cu semnalul nu foarte bun la net.
Și a fost foarte amuzant. Adică ne-a luat jumătate de oră să ne putem conecta, cum ne vedeam, dacă ne vedeam nu ne mai auzeam, apoi ne auzeam și nu ne vedeam. Nu știam cum să facem, pentru că am și schimbat la newsletter, structura newsletterului puțin și eu nu să cumva lucra într-o altă formă. Programul mergea mai greu, era mai greu să adauge lucrurile în timp real. A fost... Da, dar ne-am dat seama la final că de fapt ședința a durat mai mult decât, mai puțin decât durează de obicei. De obicei ne întindem și la două ore jumătate înainte de a trimite, dar acum a durat o oră jumătate, tot cu momentele în care ne-am plâns că nu te văd, nu te aud, dar de ce acolo te aud puțin întârziat. Da, dar acum trecând peste glumă, da, e dificil, dar cred că ne și place să facem asta foarte mult. Noi ne vedem cam o dată pe săptămână, vinerea avem ședință, deci funcționăm ca o redacție normală, cumva, care are ședințe, stabilește subiecte, discută subiectele, discutăm despre progresul pe care îl avem în săptămânal, practic, edităm textele, refacem textele, edităm din nou textele, deci e o muncă de redacție și o facem toate astea online. E destul de greu să ne sincronizăm, dar ne-am obișnuit să facem. Cunoșteați cu toții satul românesc din perspectiva unui copil care a petrecut timp acolo și a făcut amintiri acolo, dar cum arată satul românesc pentru voi acum din perspectiva unor culegători, dacă pot să spun așa? Florentina? Uite, Aider, o să răspund eu dacă nu se supără colegele. Eu merg destul de des în sate atunci când călătoresc cu echipa Zigzag în România. De cele mai multe ori aleg să mă refugiez cumva într-o zonă dintre asta rurală, tocmai pentru că știu că trebuie să găsesc un subiect în primul rând pentru newsletter-ul de la sat, dar și pentru că îmi place să stau de vorbă cu sătenii, nu știu, să-mi spună povești de la ei, să merg la ei acasă. Și îmi dau seama că e cumva mai dificil prin faptul ăsta că trebuie să culegem material, să vorbim cu oamenii, să le spunem, uite, noi acum vorbim, dar ce vorbim noi, aș vrea să pun într-o poveste, să pun în newsletter. Și aici se împart în două zone. În zonele în care sunt turiști, călători, oamenii de acolo nu au o problemă în a-ți povesti, în a fi deschis cu tine, de a primi acasă, deși asta cu primitul în casă, peste tot o găsești, adică chiar dacă sunt călători, chiar dacă nu, la sat se știe că e regula asta, mai ales cei bătrâni te primesc în casă. Și, cum spuneam, în zonele în care sunt mai puțin călători sau turiști, acolo e un pic mai dificil de abordat, pentru că oamenii sunt mai reticenți și au impresia că ești venit de la o televiziune sau, nu știu, vrei ceva de la ei și atunci e un pic mai dificil că partea asta cumva tehnică, dar odată ce intri cu ei în vorbă, poveștile vin de la sine, adică îți dai seama că orice sătean sau mai ales oamenii mai în vârstă au o poveste fantastică în spate și doar aveau nevoie de cineva să vină în fața lor și ei să înceapă să povestească. Florentina, pentru tine cum a fost să le explici celorlalte cadre didactice, care sunt colegi prin profesia pe care, în care vă desfășurați domeniul de activitate, să le explici că vrei să scrii despre ei sau despre ceea ce fac în domeniul acesta al învățământului? Nu mi-a fost foarte greu, pentru că cumva am căutat să le câștig încrederea. Într-adevăr, oamenii au reticențe, chiar și în învățământ, în a face vizibil ceea ce fac ei. Dar lucrurile astea, lucrurile încrederea vin în timp, încrederea pe care o au oamenii în tine atunci când îți povestesc lucruri. Cred că este mai greu mie să ajung la ei decât să-i conving să vorbească, pentru că sunt foarte multe, foarte multe sate, sunt foarte multe cadre didactice și nu ai cum să le cunoști, mai ales când ne aflăm într-o situație în care nu putem să facem un teren propriu-zis, în care să mergem la școli, în cazul meu, să cunosc și personal
și fizic cadrele didactice și elevii despre care scriu, însă mă străduiesc să aduc povești cât mai autentice, pe care le scriu cu foarte mult drag. În finalul ediției de astăzi aș vrea să le spunem ascultătorilor sau celor care ne urmăresc în mediul online unde găsesc mai multe detalii despre proiectul de la sat și cum să facă și ei să primească la poarta mail-ului subiecte despre satul românesc. Cumva e simplu, trebuie să vină la noi acasă pe www.delasat.ro, aici e casa noastră. Și în același timp suntem foarte prezenți și pe Instagram, de la.sat, așa suntem. Acolo se pot abona la newsletter și mai nou o chestie pe care, un mini-proiect în cadrul acestui newsletter, pe care l-am lansat la ultimul număr, prin faptul că își pot, nu doar se pot abona, dar și pot trimite o carte poștală personalizată. E o nouă idee cu care am venit noi. Deci cititorii pot alege o fotografie sau o ilustrație din baza noastră, pot compune un text și pot trimite o carte poștală personalizată, fizică, celor din țară, dacă sunt plecați în străinătate, sau bunicilor. Și totul se face în donații pe care o acceptăm noi pentru proiect, donații pe care bani pe care îi folosim să ne întreținem, spunem noi, casa și să ne plătim facturile care vin în casa noastră. Pentru că dincolo de toată nostalgia și de poveștile statului, trebuie să ne gândim că sunt și anumite aspecte cumva mai tehnice, în sensul în care noi ne dedicăm timpul nostru, care e mult, nu este puțin, e un efort mare pe care îl facem ca noi să livrăm un conținut de calitate, așa cum ne-am propus și așa cum o să vrem întotdeauna. Dar pe lângă asta, pentru că noi cumva și noi la rândul nostru ne donăm timpul, pe lângă asta sunt chestii pe care nu ți le donează nimeni. Site-ul, diverse platforme, iCloud sau alte programe pe care le folosim și atunci cumva am creat și am venit cu această nouă idee. Vreau să adaug ca asta, menționați, Ionuț, că în momentul acesta noi suntem proprii noștri sponsori, noi și finanțăm toate lucrurile astea, adică nu e doar, ne dăm doar timpul, dăm, dacă vrem să ducem proiectul mai departe, și bani pentru asta, pentru că na, vrem să facem asta și ne-am angajat că o vom face, dar na, vrem și noi, dacă sunt oameni care ar vrea să ne sprijine, să continuăm să o facem așa cum o facem acum, vrem să dăm ceva la schimb pentru asta. Nu vrem să fie doar newsletter, vrem să fie ceva pe lângă newsletter. Și așa a apărut ideea asta cu poștașul dorurilor tale, ca așa am numit nouul nostru proiect. Și da, ne propunem să aducem cumva oamenii mai aproape, să mai scurtăm drumul dintre ei. Că eu mereu spun, eu țin duminica în care trimitem newsletter-ul, eu țin ediția Tezaur Folcloric o dată pe lună pe Instagram și mereu spun că dorurile se duc mai bine împreună și chiar așa e. O să le spun și eu pe final de ediție ascultătorilor, că de fapt celor care nu s-au abonat încă și care nu știu, că toate aceste texte în care voi puneți suflet sunt animate de o grafică senzațională, dacă mă lăsați pe mine să spun. Pe mine chiar mă trimite cu gândul la sat, nici nu trebuie o explicație sau ceva scris acolo sub grafică, de la sacoșe de rafie până la borcane de dulceață sau orice mai găsim bun pe la sat, deci merită să vă abonați, vă spun eu. Vă reamintesc că în ediția de astăzi i-am avut prezenți pe Ionuț Teodoraș cu Andrei Anton și Florentina Tituleac, trei dintre cei șase membri ai proiectului de la sat în momentul de față, proiect care este de fapt un newsletter care va duce mai aproape așa satul românesc. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea și că ne-ați dat așa câteva detalii din culise, dacă pot să spun așa. Eu adaug acest exemplu în lista faptelor bune și remarcabile despre cetățenii care fac ceva mai mult și cu dragoste pentru comunitate. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Eu sunt Alina Batcu, iar până data viitoare rămâneți pe frecvențe.